Actuala guvernare nu se deosebește de celelalte, iar atitudinea puterii față de popor este cinică și batjocoritoare. Declarațiile aparțin analistului politic Corneliu Ciurea și a expertului în drept constituțional Vitalie Catană, făcute în cadrul emisiunii Moldova zi de zi de la TV6. Potrivit lor, din cauza incompetenței conducerii țării, anul trecut Moldova a trecut prin mai multe crize și a intrat cu restanțe în 2022. Expertul Vitalie Catană susține că actuala putere va eșua și nu va apuca să-și ducă mandatul până la final. Eu chiar mă aștept în lunile următoare. Asta este prima guvernare care va dezamăgi cetățenii cât mai repede. Deja se întâmplă. Și asta se va întâmpla din cauza că guvernarea a creat mari așteptări, spune analistul politic Corneliu Ciurea. Niciun obiectiv declarat de actuală guvernare poate, cu excepția celui de încălzire a relației cu Occidentul, nu a fost atins. Reproșul principal adresat guvernării este că au venit cu minciuni. Maia Sandu este un plahotniuc. Vitalie Catană a criticat dur și acțiunile puterii întreprinse anul trecut, care, potrivit lui, din cauza incompetenței, țara noastră a avut de trecut prin mai multe crize care au afectat dur cetățenii. Iată această problemă energetică pe care eu am refuzat să o abordeze cu bun simț, cu competență, ne lovește pe toți la buzunar. Deci, din punct de vedere social, e o mare problemă și economic, pentru că lovește și în economie și peste tot. Ce ține de instituțiile importante în stat, care deocamdată nu au o conducere, cei doi experți susțin că totul este din cauza aroganței guvernării. Ei înaintează foarte multe condiții sau precondiții pentru a ocupa o funcție. Există o senzație neprofesionalismului pe care o promovează actuala guvernare. Iar despre scăderea în sondaje a partidului de la guvernare, Corneliu Ciurea susține că puterea ar trebui să fie atentă la acest detaliu, deoarece cetățenii le transmit un mesaj în acest fel. Șeful Direcției Informare și Comunicare cu Mass Media a președinției, Liliana Anghel, a declarat pentru TV6 că instituția nu comentează declarația experților, iar purtătorul de cuvânt al PAS, Adriana Vlas, nu ne-a răspuns la telefon și nici la mesaj.